5 lucruri din lista ta, din bucket list, pe care le-ai dorit și le-ai făcut în această perioadă. Da. Am scos din cutie un instrument foarte complex, un keyboard, da? O orgă, cum zice lumea, da? Da. Care are foarte multe butoane și o carte foarte groasă de instrucțiuni, cu ajutorul căreia devin mai creativ, fiindcă are foarte multe opțiuni și combinații de generare de sunet și de creație. Cum se numește keyboard-ul? Este o marca Korg, da? Nu ascund că este o generație un pic mai veche, dar care era cap de listă la vremea respectivă, acum câțiva ani. E un PA2X Pro. Da, mai puțin contează. Ideea este că fiecare se joacă cu jucăriile lui. Ce stil de muzică studiezi la acest corp? În momentul ăsta ne cunoaștem unul cu celălalt. Ea nu știu cât vrea să mă cunoască pe mine, dar eu îi cunosc sunetele, posibilitățile de combinare a sunetelor, posibilitățile de modificare a lor din start, adică din ADN-ul sunetului, ca la orice generator, oscilator de sunet. Deci, chestii pur intelectuale, ai să le spun așa, ăsta e unul, fiindcă a stat săracul instrumentul ăsta achiziționat. La praf, la dospit. Absolut, absolut, și fiind plecat, e un instrument foarte greu, la propriu, în kilograme, deci nu e portabil în sensul ăsta. Și de câte ori mi-am visam să ajung la momentul ăsta, și ce-mi trebuia? Timp. N-aveam timp. Iată, acum am timp și m-am bucurat că în sfârșit eu cu acest instrument putem avea un dialog. Doar voi doi, da. Da, este foarte intim dialogul și partea asta creativă, care în paranteze fiind spus, este o dorința ascunsă a mea, fiindcă nu am apucat să o licențiez, da, să fac și din compoziție o meserie, cu toate că am făcut studii, dar nu sunt cu diplomă compozitor. Este un hobby, hai să spunem, e pe scurt, e vremea hobby-urilor. Da, da, înțeles. Că sunt creative unele hobby-uri sau că sunt, adică de făcut ceva, de transformat materia, modelat materia, da? Deci astea de făcut cu cumva bricolaje sau tot felul de chestii, reparații prin casă, și asta e o chestie. De ce o să nu? Vorbim și despre asta, aș vrea să fim puțin mai specifici și mai clari. Punctul 2, 3, 4 și 5, ca să vadă și ceilalți care sunt celelalte 4. Da. Punctul 2, tot la instrumente ajung. Nu pot să pun studiul instrumentelor doar la punctul 1 și gata. Fiindcă fiecare instrument e un univers aparte. De exemplu, mă uit acum la o trompetă pe care am scos-o din nou să mă joc cu ea. Știi că se zice în engleză to play, în instrument. Și în germană e spielen. La instrument e spielen și cu vocea e singen. Și ca în engleză, adică. Și mă joc cu ea, i-am pus ulei la pistoane, am curățat-o. Lucruri care iau timp, ok? Deci asta poftim,
partea mai puțin creativă de maintenance. Îngrijirea instrumentelor e necesară, da. Îngrijirea lor, da, corzi noi la chitara bas pe care o am în spate. Și acolo o altă. Deci să înțeleg că cele top 5 de fapt al tău din bucket list este să studiezi la 5 instrumente sau adică fiecare loc este al unui instrument sau? Nu. Deci asta unul ar fi studiul lor propriu-zis. Da. Joacă interacțiunea muzicală creativă cu ele, okay. Instrumentele. Doi, acolo unde este nevoie mentenanță, reparații mici, intervenții, urmează, încă n-am ajuns de exemplu și mă bucur că încă este timp, am un bandoneon din ăla de cântat tango, știi? Care are nevoie, trebuie să-l desfac și să șuruboresc ceva pe acolo. Sunt niște lamele care și niște chestiuni mecanice care trebuie reparate. Adică o intervenție de asta de mentenanță, cum spuneam, tot la punctul 2. Dar iată, punctul 2 mi-asigură da, mi-asigură zile de izolare. Punctul 3, bineînțeles, colecția de discuri, deci de muzică. Colecția de muzică. Da, o discotecă pe care o am și cu vinil și cu CD-uri și cu casete audio. Pe care nu am apucat să o organizez. La un moment dat am primit, de exemplu, niște colecții cadou. Ori persoane care nu au avut moștenitori și la un moment dat, prin un concurs de împrejurări, m-au întrebat oameni apropiați ai defuncților dacă m-ar interesa acea colecție și am zis bineînțeles și mulțumesc. Dar nu, din nou, e o chestiune de sortat, de organizare, ok? Deci de organizarea unui material oarecum haotic. Pentru a putea fi ușor de folosit ulterior. Și acum, în paranteză, spun, da? Fericit ăla care va avea biblioteci de muzică pe suport fizic. Apropo de internet și viitorul internetului. Dependența de curent și internet. Dependența de curent, de internet și de ceea ce încă sunt, reprezintă platformele gratuite. Da. Ușor, hai să, ușor... Hai să ne menținem că vreau să știu punctul 4 și 5. Bine. Punctul 4 înseamnă că va trebui încă o sesiune despre lucruri mai serioase, da? Despre paranteze astea, care acum... Da. Ok, sunt doar întreagăt. 4 ar fi, bineînțeles, partea de cărți, deci nu datul în cărți, citit cărți, inclusiv beletristică. Ultima carte pe care ai citit-o apropo de asta? Spun cartea pe care o citesc apropo de asta, Evanghelia după Iisus Hristos de Saramago. Bineînțeles, este o carte mai sensibilă pentru unii, dar e o carte, este beletristică, ok? Ok. Și dar 5? Este interesantă. Și punctul 5, bineînțeles, filmele pe care le-am pus pe listă, da, neavând timp să mă uit. Chiar și pe
acele platforme de care ziceam că nu se știe cât vor mai fi gratuite, am o listă de vizionează mai târziu impresionantă. Adică subiecte care îmi vorbeau și îmi spuneau, mă chemau, vin o să-ți spun despre, și spuneam, n-am timp, vizionează mai târziu. Sau, da. Sfârșit, puse în liste mai organizate. În... Deci da, și internetul este... Dar pune-ne un film pe care l-ai văzut recent cu familia. Da, am văzut un film din ăsta cu dezastre, bineînțeles, The Day After Tomorrow. Da. Nu ne-am uitat atât, bineînțeles, în legătură cu calitatea artistică a filmului, cât cu legătură cu ceea ce ne poate aștepta oricând. Și, da, nu e o notă optimistă, bineînțeles, dar ce important la final apare speranța. Că e suficient să rămână măcar un nucleu de oameni ca să poată duce mai departe rasa până la urmă. Și e acel licăr de speranță, cum că peste furtună, da, vor apărea pierderi de diverse soiuri. Dar nu știi dacă te poți pregăti pentru ele din timp. Da, ideea este că oricum ar fi, casele rămân, oamenii se duc în adăposturi subterane și după aia începe viața de după, da? În care casa a plecat, în care, ce știu... Resursele nu mai sunt? Da, resursele nu mai sunt. Păi, adică să ne aducem aminte că suntem failibili, ceea ce credem noi că reprezintă o... posibilă resursă pe termen lung, ce știu, hambare, pline, animale, multe, adică resurse din astea, să le numim naturale, nu ne stau chiar la dispoziție oricând.